Bună ziua! Astăzi, 31 august 2023, are loc ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Comănești, convocată de către primarul orașului Comănești. Sunt prezenți fizic în sală 18 consilieri, iar prin intermediul online, domnul Sarca Valentin. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrurile. Rugăm pe domnul primar să ia cuvânt. Da, bună ziua, tot și eu. Bine ați venit la ședința aceasta. Mulțumesc pentru participare. Ordinea de zi avem în 10 nouă proiecte de discutat, după care am probleme mai întâi de 3 proiecte. O să vă prezint proiectele de ziua de astăzi, pe care le punem, supunem dezbaterii dumneavoastră și vă dovadă spre aprobare. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea bugetului obiectivelor de investiții pe anul 2023. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Orășenesc Alabastră Comănești pentru anul 2023. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la serviciul local Biecovalea Muntelui pentru anul 2023. 5. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și de închiriere teren. 6. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitude pentru o suprafață de teren din domeniul public către SC Delgaz Grid SA pentru lucrarea extinderea rețea de și raport gaze naturale, presiune redusă, strada Unirea, numărul 24, oraș Comănești, județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind reorganizarea operației de specialitate al primarului oraș Comănești și al serviciilor subordonate, aprobate organigrame, aprobarea organigramei și al statului de funcții. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a deviziului general pentru obiectivul de investiții, modernizare stației de epurare și extindere rețea de canalizare, oraș Comănești Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții a Ardelor Saline, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 9. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de brază orașului Comănești. Și aș vrea, domnul președinte, dacă au mai apărut și alte probleme și să spuneți spre aprobare, dacă Consiliul va vota la alte probleme. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de finanțare aferent proiectului abordarea integrată a măsurilor de regenerare urbană în vederea creșterii calității vieții în orașul Comănești de Subacău. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HR numărul 126 din 18.07.2023 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul implementarea ecosistemului de telemedicină din cadrul Spitalului Orășenesc Ioan Nasca. Și 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești de Subacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții a Ardelor. Cam acestea ar fi punctele pe ordinea de zi. Pe domnul care, domnul președinte. Mulțumesc. Bună ziua. Bine ați venit la ședința de astăzi. Încep prin a supune la vot procesul verbal al ședințelor din data de 2.08.2023 și 18.07.2023. Cine este pe rog? Împotrivă, abțineri? Mulțumesc. Domnul președinte, doresc să vă anunț că la punctul 3 de ordine de zi nu voi participa la vot. Okay. Să consemnați procesul. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre. Supun la vot procesul verbal am spus, supun la vot completarea ordinii de zi cu cele trei proiecte pe care le-a menționat domnul primar. Nu știu dacă le mai citim o dată, dacă le-am citit, le supun la vot. Da? Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre numărul 1, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de limituri și cheltuieli pentru anul 2023. Proiectul a fost adus, dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, mulțumesc. Supun la vot cine este pentru. Abțineri. Împotrivă. Proiect de hotărâre. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023. Da, proiectul a fost la comisie. Intervenții. Supun la vot cine este pentru. Abțineri. Împotrivă. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Orășenesc Ioan Lasker Comănești pentru anul 2023. Da, deci proiectul a trecut pe la comisie. Dacă mai avem alte intervenții. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la serviciul local Eco Valea Muntelui pentru anul 2023. Proiectul a fost la comisie. Ceva intervenții, dacă mai avem? Supun la vot, dacă nu, cine este pentru? Abține, împotrivă? 5. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și închirieri terenuri. Domnul consilier Crivina. Mulțumesc. Comisia de urbanism a avizat favorabil încheierea contractului de concesiuni teren prin schimbarea beneficiarilor pentru Alexandru Magdalena Luis de la Pudul Ionel, 120,5 metri pătrați, strada Arinilor, numărul 13, și pentru Ghineț Ana de la Lazar Laurențiu, 23,4 metri pătrați, strada Aria Parcului, fără număr. Comisia de urbanism a avizat favorabil încheierea tradițională a contractului de concesiune existent pentru Comanac Gheorghe, strada Câmpii fără număr, garaj 30 de metri pătrați. De asemenea, Comisia de urbanism a avizat favorabil încheiere, reziliere contractului închiriere teren agricol la cerere pentru Scălicău, Corneliu și Tabida, strada Minerului, 90 metri pătrați și încheiere contract de închiriere teren agricol pentru Spiridon Roxana, strada Minerului, 90 metri pătrați. Mulțumesc. Supun la vot cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 6. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute pentru servitute, scuze, pentru o suprafață de teren din domeniul public către SC Delgaz Grid, ESA pentru lucrarea, extindere rețea și racord gaze naturale, presiune redusă, strada Emil Rebreanu, numărul 24, oraș Comănești, județul Baico. Proiectul a fost la comisie. Dacă avem alte intervenții, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. 7. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului orașului Comănești și a serviciilor subordonate, aprobarea organigramei și a statului de funcții. La fel, proiectul a fost la comisie. Dacă avem ceva intervenție, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiect de hotărâre numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, modernizarea stației de epurare și extinderea rețeei de gaze canalizare orașul Comănești de Subacreu, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivelor. Domnul Șenzea, când s-a din greșeală proiectul de gaz de canalizare. Deci este vorba de proiectul de canalizare. Poate înțelege greșit după aia când s-a amestec una cu alta. E vorba de o valoare totală a proiectului de 47 de milioane, 652, 428 de lei, din care, de la bugetul de stat, sunt aprobați suma de 43 de milioane de lei, iar de la bugetul local este aprobată suma de 4.652.428 de lei. Pentru că s-au făcut tot felul de vociferări, că își facem cu diferența, cu banii, nu știu ce. Sumă, în urma documentației predate de către proiectanți și cei care sunt abilitați pentru toate aceste cheltuieli,
rezultă că noi trebuie să mai punem în afară de banii care sunt aprobați prin Anghel Salin, în afară de cei 43 de milioane de lei, trebuie să mai alocăm de la bugetul de stat 4 milioane 72 de mii lei. Deci, în total, vor fi 47, aproape 10 milioane de euro. Cu acești bani vom finaliza proiectul în totalitate, atât privind modernizarea stației de epurare, cât și extinderea rețelei de canalizare în cartierul Lăloaia, Șupan, și racordarea sistemului de canalizare al cartierului Zăvoi. Inițial 96 de milioane. Cât a fost depus pe finanțare în 2021? Când s-a pus proiectul în 2021, s-a luat în calcul totalul numărului de persoane care locuiesc de gospodării din Comănești. Nu s-a, din greșeală s-a trecut totalul numărului de persoane din Comănești, din gospodării, în loc să țină cont că o parte din acele gospodării aveau rețeaua de calitate căruță. Cu toate acestea, rămânem în discuție și vreau să depunem pe Agenția Fondului de Mediu proiect de canalizare privind rețeaua de extindere canalizare în cartierul Leotar și în cartierul Codei Părnă. Deci, cu această sumă de bani vom realiza reabilitare, modernizare, rețea de apă, rețea de canalizare, stație de curare, extindere rețea canalizare Lăloaia, Șupan și racordarea la cartierul Zăvoi la rețea de canalizare. Urmând ca prin fondul de mediu să putem face demersuri și vom depune cât de repede extinderea rețea de canalizare pentru cartierul Leortar și Codecor. Am legat de două ori, sper că dacă nu voi, va repet în 25 ani. Și unirii. Între și unirii. Păi dacă facem Leortar automat și unirii. Deci nu poate să rămână o bucată de stradă nefăcută. Dar se parchează acum în Leortar, cum faci să rezolvi? Trebuie stricat să facă. Da, mulțumesc pentru întrebare și lucrurile. Dar întrebați-i pe aia care fac prezentări de modă pentru tot felul de comune învecinate, la Teal, la Vali, mai pe la spre Dofteana, mai spre Valea Muntelui. Ăia cum vor face dacă asfaltează? Pentru că ei proslăviți tot timpul. Ăia cum vor face când vor monta rețeaua de case, carcizare și mai au ei? Cum vor face? Tot la fel vom face și noi. Până vor monta aia activarea totului rețeaua de case, mai întâi. Tot la fel vom face. Da, spre exemplu, Dofteana este în faza când asfaltează FES și rețea de gaze nu are, dar este în contractare de rețea de gaze pe Anghel Salin, așa cum suntem și noi. Va fi nevoie să implementeze proiectul de rețea de gaze. Cum vor face? La gaze, așa și fi mai simplu. Cum e mai simplu? Cum e mai simplu? Depinde de ce este. Dacă e fonduri europene, noi 5 ani nu mai intervenim în lăbaia de exemplu. Da, dar proiectul nostru se referă, este pe un termen lung. Noi nu o să putem să realizăm într-un an sau doi. Deci vom avea suficient timp ca să evoluții de suprapersări. Proiectat ne porta soluții pe foraj orizontal, vom racorda peste tot. Ce este avantaj enorm pe acest proiect de gaze, acum vorbim de gaze, este acela că că branșamentele sunt finanțate tot pe fonduri europene. Deci cetățeanul nu trebuie să suporte branșamente. Vreau să vă spun că total valoare branșamente de acest proiect este de vreo 2 milioane de euro. Bani care vrea să dea cetățenii. Și bani de care sunt scutiți cetățenii datorită acestui proiect. Fie aici, în Excel, 38 de km de canalizare. Din experiență, poate să fie făcut 38 de km de canalizare cu 700 de metri, 400 de lei pe 500 de lei pe metri. Vorbim totuși un deran acolo, nu e o lucrare așa simplă. Refacere teren la stare drumul, la starea inițială. Deci este vorba de un proiect care este asumat de un responsabil care a făcut calcule, au făcut studii, au făcut demersuri.
Păi, pot să-mi dau părerea că e mult sau că e puțin? Dumneavoastră, cum mi se pare? Vreți să sugerați că este prea mult sau vreți să sugerați că este prea puțin? Mi se pare că e puțin, nu? Păi, da, Doamne, dacă e puțin, mai punem bani mult mai. Nu, am găsit soluția. Da, trebuie să ținem cont că suma alocată de către Guvernul României de 43 de milioane de lei, 43, da? Este suma maximă care a fost acordată unei localități din România la vremea aceea. Dar până când finalizăm lucrările, vor mai fi alocate sume de bani de la, prin acest program. Deci nu e o problemă că sunt puțini sau sunt mulți. Deci se vor regla în funcție de cum vor fi necesitățile la vremea respectivă. Știți ce mă gândesc eu? Este posibil ca unii să fie supărați ca să facem aceste proiecte. Dar, într-un final, cetățeanul este beneficiarul acestor investiții și cetățeanul trebuie să fie cel mulțumit. Că noi aici o bâlbuim, că e prea mult, că e prea puțin, că de ce atât, că de ce acum? De ce, dom'le, acum? Păi ce trebuia să-l facem de acum nu știu câți ani? Da! Dar de ce n-ați venit dumneavoastră o soluție de acum câțiva ani? De ce n-ați venit? Pentru că noi am depus proiectul ăsta de canalizare, odată în 2014, și ne-a dat eject de la Consiliul Județean, prin care a trimis o adresă la Ministerul Dezvoltării, spunând că este dublă finanțare, că noi beneficiem de POIM, ceea ce era o minciună spuntată, și în 2017 am depus din nou. Și ne-a refuzat și atunci. Iar în momentul de față suntem fericiți câștigători. Că până la urmă, oricât ai bloca o localitate, că nu este cu tine la guvernare, nu este la Consiliul Județean, că nu știu cum mai este, aceste proiecte își vor urma cursul. Pentru că Uniunea Europeană ne obligă, și dacă nu vrem, ne obligă să facem aceste investiții. Și iată că beneficiem de aceste investiții. Sper să nu mă supărați de chestia asta. Dar nimeni nu e supărat că se face... Păi văd comentarii, domnul Gosfet, văd comentarii răutăcioase nu care spun că niciodată, că în veci, că nu vor face, că Comănești nu face nimic. Nu vreau să vă spun că, virgul, orașul Comănești a făcut tot ce ne-a stat în puterile și putința noastră ca să obținem fonduri pe toate domeniile de activitate. Și dacă v-am mai spus că în momentul de față avem proiecte în derulare, deci nu proiecte că sunt aprobate și finanțate, care sunt cele prin PNRR, unde suntem locul 2 pe țară, la oraș. Ci e vorba de proiectele care sunt pe alte fonduri decât PNRR. Alte fonduri. Pe POR, pe Angel Salini, pe altfel de proiecte. Pe AFM. Avem proiecte în valoare de 57 de milioane de euro. 57 de milioane de euro înseamnă veniturile proprii ale orașului nostru, a contribuabililor, deci al ceea ce contribuim noi la bugetul local, veniturile proprii pe 36 de ani. Dacă nu am mai plătit niciun salariu, dacă nu am mai plătit nicio energie electrică, energie de care vezi dumneavoastră, utilități, dacă nu am mai avea cheltuieli cu spital, școli, grădinițe, crește și altele, toți banii pe care adunăm noi de la bugetul local, numai să-i adunăm, în 36 de ani am putea noi să facem proiectele astea. Ori noi avem această facilitate și avantaj că putem să beneficiem și să facem, pentru că ne-am zbătut, ne-am luptat și ne vom lupta în continuare ca orașul Comănești să beneficieze de toate liniile de finanțare pe fonduri nerambursabile. Bineînțeles că sunt și aceste probleme prin care trebuie să venim cu cofinanțare, prin care s-au scumpit prețurile, s-au majorat prețurile de la momentul depunerii proiectelor, pentru că avem multe proiecte depuse din anii 2018-2019 și de-abia acum ne implementăm și datorită pandemiei și situația care a fost la ora aceea, au crescut prețurile foarte mult, s-au dublat în unele domenii. Și diferența aceea prin care s-au dublat prețurile s-o suportăm la buget local. Ceea ce este o povară foarte mare pentru noi. Dacă până acum Comănești era pe lista spitalelor de a fi închis, de a fi redus numărul de patru, de a fi disponibilizat tot personalul, în momentul de față
Nu am mai auzit pe nimeni să spună despre spital că se închide. Ați mai auzit dumneavoastră așa ceva? Nu. Știți de ce? Că nu glumește, nu poate să glumească nimeni pe chestia asta. De ce nu poate să glumească? Pentru că în momentul în care cineva își permite să mai închidă un spital în care s-au făcut investiții pe fonduri europene, nu cădă cu subsemnatul. Plătește banii înapoi către Uniunea Europeană. Și nimeni nu își permite să plătească asemenea sume de bani. Pentru că la Spitalul Comănești avem proiecte europene în derulare, care sunt vreo 5 proiecte europene în momentul ăsta, în derulare, în Spitalul Comănești. De foarte mare importanță, de foarte mare valoare și de foarte mare necesitate. Ca să vă mai dau un exemplu, că au discuții că primarul alungă medicii. Nu, domnilor! Săptămâna trecută am avut discuție cu doi medici. Zilele trecute am avut discuție cu un alt medic, care vor veni la Spitalul Comănești. Majoritatea medicilor care sunt în Spitalul Comănești au fost în discuție cu mine pentru a-i convinge să vină la Spitalul Comănești. Dumneavoastră pe Facebook și pe unii mai aveți dumneavoastră posibilitate, căutați să-i alungați. Eu caut să-i atrag pe medici. Dumneavoastră tot îi alungați. Că nu e nimic, că nu se face, că nu se vrea, că primarul se implică în actul medical. Dacă aveți vreo dovadă că eu am participat la vreo operație sau am recomandat, nu știu ce, pastile, injecții și alte tratamente, vă rog să-mi spuneți. Aveți dumneavoastră cunoștință de așa ceva? Dar da, am participat. Știți când? Când am auzit că un medic din Spitalul Comănești făcea planificări pentru consultații la 3 pacienți pe zi. Doar 3 pacienți pe zi. Dumneavoastră vi se pare normal să vezi un hol plin de lume cu zeci sute stau la rând și să primească doar 3 pentru consultații? Vi se pare normal lucrul ăsta? Mie nu. În fine, că după toată debatura asta am mărit numărul de la 3 la 5, doamne. Că atât ai plătit pe casa, pe decontări, casa de sănătate. Dar salariul lua întreg. Nu putem permite lucrul ăsta. Pentru că pacientul spunea, domnule, dacă fac mai mult de 3, asta a fost răspunsul. Ar însemna să fac culpă medicală. Poftim? Și da la domn profesor, lasă că găsesc câte 50-60 la ușă. De câte ori am fost la București, pe coada de la cabinet, pe holurile de acolo și așa, vreo 3 rânduri de holuri și pe scări coboară. Înseamnă că domnul profesor face mai multă medicală, nu stop, pentru că vede 50 de pacienți pe zi? Nu. Trebuie să avem discernământ și să realizăm că noi trebuie să servim acești pacienți, pentru că noi am făcut investiții în acest spital, pentru că am adus aparaturile și tehnica medicală moderne de ultimă generație și pentru că și medicii trebuie să-și facă datoria. Și vă mai dau un exemplu. Un pacient diagnosticat cu cancer la rinichi. Bineînțeles că l-am primit, l-am recomandat să meargă la domnul profesor Lasca. După consultații s-a vorbit cu domnul profesor Sinescu de la Pundeni și a fost trimis acasă să vină cu rezultatele de la CT și așa mai departe, ca să poată să meargă în operație, să-l planifice în operație. Și aici, la spital, nu vrea să-i facă CT-ul. Pentru că era ziua de naștere a doctoriței de ziua aia. Și spunea să vină în altă zi. Iar omul era planificat pentru operație. Dumneavoastră ați tolerat lucrul ăsta? Mă trebuie așa. Vi se pare normal lucrul ăsta? Sau vi se pare normal ca medicii să se sfătuiască între ei și să nu mai vrea să mai fie niciunul la urgență, să nu mai facă urgență? O zi nu s-a ținut urgențele, două zile nu s-a ținut urgențele, trei zile nu s-a ținut urgențele. Păi spitalul de reconducere e normal. Populația se adresează primarului.
Și primarul nu poate să zică, știi ceva, domnule, eu nu mă bag acolo, nu mă interesează. În momentul în care, păi vă dau mesajele care mi le trimite populația. Cum se duce acolo, se adresează și, și dacă pe mine, nu, de mine nu ține cont. Ce să zicem noi de, de conducere? Nu, ăsta e un caz grav. Știți că... Conducerea, dar nu-și face treaba acolo... Știți cine a făcut parte din conducerea spitalului? Știți? Nu. Vă spun eu. Toți medicii din spital. Prin rotație, toți medicii din spital au venit la mine să-i numesc câte 6 luni manager de spital. Și am numit prin rotație. 6 luni. Păi mi s-a terminat asta. Și după aia n-au pus mai fie manager. Au refuzat. Am dat concurs. Când nu s-a prezentat? Când s-a prezentat și nu tot la fel? În timp ce noi demarăm procedurile de licitație privind execuția acestor lucrări, plus încă 3 clădiri, vorba de școala 5 bis din Lăloaia, școala grădinița din Lăloaia și centrul, clădirea Robert Paul și clădirea Robert Paul, plus aceste străzi, am semnat contractul de finanțare și suntem în faza de deschidere a licitației de execuție pentru rețeaua de gaze care se va deschide pe data de 6 septembrie. Adică săptămâna viitoare sau nu știu când 6 septembrie. În aceste condiții, ce propuneți? Să asfaltăm sau nu? Nu am semnat contractul de, de lucrări. Că pe celelalte, celelalte proiecte pe care le asfaltăm noi acum străzile, a fost semnat contractul de execuție lucrări, au fost finalizate toate procedurile de execuție, de licitație, tot. Și am semnat contractul. Ori constructorul nu îl interesează pe el că am sau nu am posibilitate, că știi că eu trebuie să bag gaz sau trebuie să bag car. Și atunci el mă presează și începe lucrările și le execuție. Până asta cum propuneți? Acest proiect oricum nu se putea prelua până la 31 decembrie, pe fondul lui. Corect? Nu. Nu se putea prelua, nu? Nu-i corect. Deci proiectele pe POR 2014-2020 au termen de finalizare 31-2023. Cine v-a spus? Așa, da. Dacă vreți să primiți o informație corectă de la mine, aflați că toate proiectele aflate în derulare pe POR, care ar trebui să se finalizeze până pe data de 31 decembrie 2023, au fost fazate. Știi ce înseamnă că au fost fazate? Înseamnă că mi s-a cerut un raport din partea noastră către finanțator, către Uniunea Europeană, să spunem care e procentul pe care îl putem realiza în acesta, pentru că dacă nu putem realiza în totalitate, de 100% și realizăm doar de 70%, 80%, 90%, să raportăm care e procentul care îl putem faza pentru anul viitor, ca să fim plătiți în continuare în anul, în anul viitor. De ce? Tot de da. Eu am înțeles că cel... S-au negociat, s-a negociat la nivelul Uniunii Europene, pentru că în România sunt extraordinar de multe proiecte aflate în derulare și aflate în situația noastră. Și așa se cheamă. S-a mers pe această fazare. Am spus, doamne, proiectul ăsta cred eu că îl realizăm 80%. Și atunci 20% ne-au fazat pentru anul viitor. Eu am înțeles că ea 20%, cum spuneți dumneavoastră, trebuie finalizat până la 31 decembrie 2024, de exemplu, dar din fondul propriu nu vreau în înainte de această negociere cu Uniunea Europeană, da, prin care s-a făcut această fazare. Recepă. Da, e chiar de săptămâna trecută. Oricum nu se putea realiza chiar dacă nici 20%. Nici dacă nici dacă nu venea această negociere cu fazarea de care vorbim acum, acei 20% care nu-i realizam, trebuia să-i plătim anul viitor din bugetul local. Ori în momentul acesta, suntem la altă discuție. Acei 20% îi putem executa cu plata anului viitor, cu plata din
fondurile europene de la celălalt program de finanțare. Dacă vreți să aflați informații corecte, bine, doamne. Cred că nu suntem supărați. Bun. Am, ați aprobat... Acum, cred că ne-am lămurit. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. 10 cu 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 126 din 18.07.2023 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul, implementarea ecosistemului EHAT și telemedicină în cadrul Spitalului Rășinesc Ioan Lasker Comănești. Proiectul a fost la comisie, intervenții. Poftim doamna Cristina. Am rugăminte la dumneavoastră să îmi permiteți să modific articolul 1. Am trecut acolo 1.447.080,36 lei, dar în ultimul moment ne-a trimis devizul final și este 1.469.352,50 de lei cu DVA și sunt cheltuieli eligibile, deci nu le vom pune noi sau suporta noi de la buget. Deci, ca să știți despre ce vorba, este vorba de un proiect privind digitalizarea întregului sistem din Spitalul Orășinesc Ioan Lasker, la care se adaugă și sistemul de telemedicină. Știți cu toții ce înseamnă telemedicină. Telemedicina este cea mai înaltă tehnologie prin care orice spital din România poate să apeleze în timpul actului medical, dacă este o operație foarte complexă. Și cum s-a întâmplat când o povesteam că a fost un profesor Lasker și ar trebui ca un pacient, zicem, doamne, trebuie un accident groaznic sau ceva. Și el trebuie trimis la spitalul, la un spital superior, la Spitalul Floreasca. Cei medici de acolo care sunt pregătiți să intervină pentru rezolvarea acelui caz, pot să vadă în direct procedurile și operațiunile care au fost desfășurate acelui pacient până a fi îmbarcat în elicopter și până a ajunge la ei la București, ca ei să știe să pregătească despre ce este vorba. Deci, prin sistemul acesta de telemedicină. Deci, din nou, un alt proiect și o altă sumă de bani care vine în orașul Comănești, la Spitalul Orășinesc Ioan Lasker. Stația de oxigen cu tehnologie și cu utilaje care ne produc oxigen în afară de stația care e existentă. Avem proiectul de luare. Proiectele de pe ambulatoriu în valoare de 153 de miliarde lei vechi, prin care dotăm din nou cu altă tehnologie, adică cu altă, cu tehnică medicală și cu tot ceea ce trebuie, fiecare pe fiecare specialitate, cine a cerut, în ce domeniu a cerut. Fiecare specialist. Ce proiect mai avem la Sinat? Nu mai știu. Telemedicina asta, stația de fluide medicale, stația de aparatură aferă, nosocomialele, un proiect de valoare de 5 milioane de euro. 21 de milioane, 210 miliarde de lei. Care sunt proiecte în implementare la Spitalul Orășinesc Ioan Lasker. Nu o să poată nimeni să ne reproșeze că nu am făcut. Și vin cu chichițe de astea, că știi că s-a supărat doctorul, că domnul primar i-a vorbit urât, nu știu cui, astea sunt niște bagatele și să aduceți în mie un medic să spuneți că i-a vorbit urât. Sau că am alungat medicii. Păi, eu v-am mai repetat și vă repet, acel medic supărat că nu i s-a mai făcut contract, avea contract de 200 de milioane de lei pe lună, contract prestări servicii. Nu era angajat. Și într-una din zile, când i-a venit un pacient 52 de ani, cu cheia mașină în mână, a parcat mașina la ușă și a intrat în amuntru, l-a preluat, i-a făcut toată lumea, a dat un sâdul. Medic de urgență. Că ar trebui să se ia toate măsurile.
și în 20 de minute pe ceas vă arăt filmarea să vedeți cum a plecat băiatul ăla. 52 de ani. Cu vată în nas, direct la morga, a fost prins. Dar nu s-a dus să se uite ce are băiatul. Nimic. Nu a fost chemat un cardiolog, pentru că acel pacient a făcut un infarct. Și trebuia să fie chemat specialistul în acest domeniu. Medicul cardiolog. Nimic. Păi când ai asemenea acasă, tu te mai duci să-i mai faci contract pe 200 de milioane de lei pe lună, să ia care ăla o făcea pe brancardierul, la ușă pe acolo, tu intră, tu ieși, tu stai, n-ai nimic, n-ai intrat deloc, nu, deloc. De-abia după ce a venit, a venit cineva cu suportul ăla de perfuzii și toate alea. N-ai să tolerați așa ceva? Eu nu. Eu dacă sunt în viață și dacă văd asemenea atitudine a unui medic, eu nu-i mai fac un nou contract, nu-i mai prelungesc un nou contract pentru a mă urși casă. Nu te vor în altă parte de acolo. Dacă chiar ești așa de indiferent de ceea ce se întâmplă asupra actului medical pe care, de care tu răspunzi acolo. Că era un medic, era medic ortoped, era medic de interne, dar tu ești medic urgentist. De ce nu ai intervenit? Pentru că era o situație de urgență, era un pacient cu infarct. Să vă ferească Dumnezeu să nu pățiți niciodată așa ceva. Nici dumneavoastră, nici familiile dumneavoastră. Părerea mea că medicul acela nu și-a făcut datoria. Asta-i părerea. Și el acum, bineînțeles, că tipul după la mare mi-a dat telefon că s-a dus nu știu ce pacientă pe acolo la el și nu a fost întrebată dacă vrea concediu medical. Și domnul, vă fuge gândul la concedii medicale când dumneavoastră nu v-ați uitat la pacientul ăla care a murit în timp ce erați dumneavoastră în serviciu, nici nu v-ați uitat la el. Dumneavoastră vă interesează medical dacă... De ce n-a fost întrebată? Mi-a dat filmuleț care interoga pe pacientul respectivă. Și v-a întrebat la Comănești dacă vreți concediu medical? Nu, nu m-a întrebat. Vedeți? Uite, domnule, și măcar n-a întrebat-o dacă vrea medical. Poftă-i putut. Asta era important, dacă pacientul aia vrea medical sau nu vrea medical. Ca să nu mă mai zic de medicale, că tot pe timpul când dumnealui era aici, s-au dat concedii medicale, 3.000 de zile de concedii medicale a personalului spitalului, nu a cetățenilor din oraș, nu mai vorbim. Personalul care lucrează în spital. 3.000 de zile de concedii medical într-un an de zile. Într-un cuvânt, 12 persoane din spital, 12 asistente, asistenți, ce vreți dumneavoastră, infirmieri, 12 în fiecare zi era un concediu medical. Vreau să considerați că este corect lucrul ăsta? Și ne uităm că nu se încasează, nu sunt îndepliți indicatorii. Managerul. Dar cine? Managerul dădea medicale cumva? Nu, dar organizarea spitalului. Și managerul aprobă medicale, nu? Nu aprobă medicale. Păi vedeți dumneavoastră, aveți posibilitate să analizați dacă era corect sau nu. Nu era corect. Păi dacă nu era corect, nu a fost corect să schimbăm, să dăm afară, să-l trimitem acasă pe medic? Da, dar trebuie căutat un manager cu care să strângă spitalul în mână. Un truc. Păi, și domnul era serviciu, nu la fel, dacă n-ai un manager... Păi veniți cu recomandare, domnul. Veniți cu recomandare. Veniți cu recomandare, că m-am săturat să vină manager de ăștia care azi vine și îi tare ca fularul și mâine dă cu... Voi ăștia în gara. Sătul de ăștia. Am pus și tineri, și în vârstă, și doctor, și nedoctor, și tot ce vreți dumneavoastră. Veniți mă ascultă bune. Aveți un manager bun, mâine îl pune. Veniți, propuneți și aveți managerul care îl vreți dumneavoastră. Și ne demonstrați că este incapabil, că este apt și că este ok. Veniți și demonstrați.
Da. Mai vezi, ați o dată să nu acum. Mulțumim, vă spun la vot proiectul cu mențiunea făcută de doamna Cristina Lupu. Cine este pentru? Cu modificare sumă. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Și ultimul proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Pumănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angersanului. La fel, proiectul a fost la comisie. Dacă aveți intervenție. Eu aș vrea, președinte, da. Deci aici e vorba de proiectul pe care l-avem finanțat prin fondurile Salini. Proiectul este în valoare totală de 39.014.000 lei. 0.14.616 lei, vorba de 390 de miliarde de lei. Din care de la bugetul de stat, 34 de milioane, 458 de mii lei, 290, și de asemenea aici trebuie să venim cu cofinanțare de la bugetul local în sumă de 4.529.326 lei. 45 de miliarde de lei vechi de la bugetul local trebuie să contribuim la acest proiect. Eu cred că aceste investiții sunt și necesare, sunt și importante pentru noi ca și comunitate locală și în același timp dovedesc că nu am trecut degeaba prin această administrație, prin această perioada în care s-au făcut aceste investiții atât de mari în orașul nostru. Dacă cineva mai spune că n-a făcut nimic în ultimii 10 ani, vă rog să-mi spuneți acum ca să vă enumăr ce a făcut în ultimii 10 ani. Că am văzut că pe Facebook scris tot timpul, nu s-a făcut nimic în ultimii 10 ani. Vă rog să mă întrebați acum. Acum e ședință publică și eu vă răspund tot public ce a făcut în ultimii 10 ani. Ce proiecte avem noi în derulare în această perioadă. Poate vă gândiți până la data viitoare și vă răspund aici. Faceți-mi asta o listă, ce nu am făcut și eu fac o listă ce am făcut, ce proiecte majore s-au derulat în orașul Comănești în ultimii 10 ani. Dumneavoastră, nici nu ați luat cont că în ultimii 10 ani s-au făcut toate proiectele acestea, și pe drumul, și pe pidul, și pe centrul de agrement, și centrul și spital, și tot ce am făcut noi, școli, școala Berne, școala nu știu mai care. Deci toate astea s-au făcut în ultimii 10 ani. Face un oraș din vecinătatea noastră o piscină privată, ce ai trebuit la a vrut să facă și la noi, dar din punct de vedere financiar, nu avea posibilități. Și de-aia nici ne-am dat voie. Să-mi strice zona unde am făcut bazin semi-olimpic, am făcut noi la Comănești. Și el a făcut o investiție frumoasă, cu trei culoare de not, unde își lăsa așa activitatea. Și zice, brava, domne, uite ce frumos s-a construit, uite ce cu tare. Dar la noi, la centrul de agrement, unde chiar am văzut foarte multă lume că vine acolo. Noi nu putem să vedem ce investiții s-au făcut aici. Sau la spital, sau școli, sau străzi. Păi, spuneți-mi câte străzi au asfaltat alte localități, că văd că tot se prozăvesc localitățile învecinate. Spuneți-mi câte străzi s-au asfaltat în alte localități și vă spun și eu câte străzi s-au asfaltat aici. Dar întrebarea mea este, dumneavoastră, cumva, primiți bani degeaba de la Consiliul Local? Dacă nu vedeți nimic,
Dacă nu vedeți nimic ce s-a făcut aici. Întrebarea mea. Plecați acasă cu banii de geamă? Fără să realizați nimic? Chiar nu vedeți degeaba aici. Fără să nu aveți nicio realizare. Nu s-a făcut nimic în ultimii 10 ani, dar în ultimii 3 ani, de cât sunteți consilier local. Nu s-a făcut nimic? Păi pentru ce ați luat? Pentru ce ați fost plătiți? Ca să denigrați orașul, nu? Ca să faceți în așa fel încât să plece medicii din spital, dacă puteți, să faceți în așa fel încât să creați o imagine proastă orașului Comăneci. Unde tocmai acolo sunteți în conducerea acestui oraș. Acolo sunteți, în conducerea orașului Comăneci. Și ce se face în orașul Comăneci? Nimic. Dar tu ce ești acolo? Eu, consiliul local, conduc, suntem forța, administrația. Și ce faci? Nimic. Și suntem și plătiți, da. Fără să faceți nimic. Da. Noi nu facem nimic, dar vă bani. Posibil așa ceva? Nu, dacă puteți să vă lăudați și treaba asta, chiar mă bucur, că nu cum mă bucur. Chiar sunt nedumerit, așa, unde nu vedeți lucrurile care se fac atât de frumoase, chiar sub ochii noștri. Pot să consider că nu ați votat niciun proiect, dacă spuneți că nu s-a făcut nimic. Noi votăm proiecte, aprobăm bugete, aprobăm finanțări, aprobăm investiții, aprobăm strategii. Și vreau să spuneți că nu se face nimic. Înseamnă că dumneavoastră considerați că orașul ăsta este un oraș mort, așa cum spuneți, nu? Dar totuși luați toate că nu face nimic. Vă urez o săptămână excelentă. Supun la vot. Dacă mai sunt alte intervenții, vă rog. Dacă nu sunt, supun la vot. Proiectul ce este pentru? Abține, împotrivă. Mulțumesc, o zi frumoasă.